Fă ceea ce simți. Urmează-ți inima. Fii tu. Suntem bombardați de astfel de mesaje din toate direcțiile, de la social media până la vloguri și conferințe. Oriunde te uiți, parcă vezi o invitație precum un friend request de a îmbrățișa această atitudine. Este una dintre cele mai cunoscute afirmații de credință din cultura pop. O întâlnești în piese muzicale, în filme, în cărți, în videouri. Follow your heart, your brain is stupid. Astfel se crede că inima este o busolă interioară care te va ghida spre adevăratul nord al vieții tale, dacă ai curajul să urmezi. Sau este ghidul care te va conduce spre adevărata fericire, dacă ai curajul să urmezi. Ești foarte bine unde ești. Nu este nicio problemă cu tine. Urmează-ți inima. Poate să sune atât de frumos și de eliberator. Oprește-te pe o clipă. Ascultă ce spune inima. Da, te rog, nu răspunde. Pentru că cel mai probabil inima ți-a spus astăzi anumite lucruri pe care nu ți-ai dorit să ți le repete. O cunosc pe a mea. Inimii îi place să spună ce este bine despre mine și ce este rău despre alții. Până când acei alții au o părere bună despre mine, atunci acei oameni parcă par minunați. Vezi, inima este instabilă. Inima poate chiar să privească asupra unor lucruri imorale și să le vadă atractive. Hai să ne uităm la cine dă sfaturile astea. La cine îmbrățișează un astfel de discurs. Și vedem că mulți dintre ei sunt oameni care s-au ratat în stil mare. Friedrich Nietzsche, Allen Ginsberg, E.E. Cummings, care a fost incapabil să aibă relații, să mențină relații. Oscar Wilde, care a fost cel mai depravat din generația lui. Și ne uităm la romanul său, The Picture of Dorian Gray, și vedem cum Dorian a fost el însuși și s-a autodistrus. Fă ceea ce simți, urmează-ți inima. Rezultatul este contraproductiv. Biblia consideră inima noastră ca fiind bolnavă. Spune că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cine poate să îi știe adevăratele intenții și motivații? Iisus spune despre simptomele inimii că și din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturile mincinoase. Nu găsești acolo material de lider. Adevărul este că nimic nu te poate minți mai mult decât propria ta inimă. Nimeni! Dacă inima noastră este o busolă, atunci este busola lui Jack Sparrow, care nu arăta nordul, ci arăta spre lucrurile pe care le dorim cel mai mult în lume. Nu ne spune adevărul, ci spune ceea ce noi vrem să auzim. Dacă facem ceea ce ne spune inima noastră, o să ajungem să pervertim și să sărăcim fiecare dorință, orice frumusețe, fiecare persoană, fiecare minune și fiecare bucurie. Inima noastră dorește să împacheteze aceste lucruri pentru a arăta că eu sunt bun, că eu merit. Pentru că meriți. Nu, inima noastră nu ne va salva. Noi trebuie să fim salvați de inima noastră. Inima noastră nu a fost proiectată pentru a fi urmărită, ci pentru a fi condusă. Inima noastră nu a fost proiectată ca să fie Dumnezeul în care ne încredem, ci a fost proiectată ca să creadă în Dumnezeu. Dacă ne urmăm inima, aceasta ne va duce în mizeria, narcisismului și în propria noastră distrugere. Pentru că ce este greșit cu inima este inima însăși. Dar dacă inima ta crede în Dumnezeu, cum a fost proiectată să facă, Dumnezeu te va salva. Și îți va conduce inima spre o bucurie care depășește orice bucurie. Nu-ți asculta inima. Direcționează-ți inima să asculte de Dumnezeu. Nu-ți urma inima. Urmează-L pe Iisus. Într-o lume a depravării, ascultă-L pe El. Lasă-L pe El să fie inima propriei tale inimi. Fiindcă El este calea, adevărul și te va conduce pe tine spre viața adevărată și veșnică. Acesta este adevărul pur și simplu.